Alături de noi, așa cum v-am spus, este domnul Liviu de la Fermele Ado. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă doresc să aveți un an 2017 foarte bun, de 2017 ori mai bun decât cel precedent. Și eu urez aceleași lucruri. Și să vă întreb, referitor la roșiile de Olanda, că vorbeam așa, știți că era celebra poveste, domnule, roșii de Olanda. Care este diferența între roșiile care se fac la noi și roșiile de Olanda? Deci olandezii, trebuie să spunem că suntem cei mai mari, sunt cei mai mari specialiști în legume și flori. Noi am împrumutat tehnologii de la olandezi, tehnologii pe care noi le-am mai dezvoltat și după tehnologii lor producem și legume, producem și flori. Dar tot ei rămân cei mai buni în domeniu, pentru că ei au fost pionierii legumelor și a florilor de seră. Vreau să vorbesc despre florile de seră. Practic și acolo clima nu este una foarte caldă, nu? Nu. În Olanda. Tocmai de asta au dezvoltat tehnologia florilor de seră și a legumelor în seră, pentru că și ei au o climă temperat continentală, ca și noi, ca de și fapt. Noi. Și suferă din cauza asta. Dar s-au orientat repede spre tehnologia cultivării în seră și așa au reușit ca să devină numărul unu în, cel puțin eu știu, de Europa, dar probabil că și pe plan mondial sunt foarte buni. Și acum, în ceea ce privește roșiile de Olanda, da, ei au creat foarte multe, din soiuri au creat foarte mulți hibrizi. Și mai mari, și mai mici, și cu gust, și fără gust, și așa mai departe, din mai multe experimente, au creat acești hibrizi, care unii sunt foarte buni și i-au adaptat foarte repede la cultura de seră. Pe unii din acești hibrizi se cultivă și în România. Ei produc și sămânța de roșii, cred că în majoritate o produc ei. Cam tot ce se găsește pe piață? Aproape toată Europa cumpără de la ei. Deci sămânța de roșii e, deci, sunt, Olanda. Da, sunt buni. Unii hibrizi, am spus că s-au adaptat și în România și se cultivă și unii sunt chiar foarte, foarte buni. Hibrizii care aveți dumneavoastră sunt olandezi sau sunt aduși din Grecia sau de unde? Nu, sunt hibrizi olandezi și noi luăm sămânța din Olanda și ne facem plantele, le creăm pentru că sunt plante, nu-mi vine acum termenul, le creăm în Grecia. Deci grecii ni le cultivă și la când ajung la, deci, practic, ele ajung la o anumită înălțime, da, cu niște mașini speciale, ni le aduc pregătite numai să le așezăm. Deci ele practic vin, sacii respectivi vin puși unul lângă altul, nu? În mașinile respective și le aduce sau... Vin în niște lăzi speciale, la o climă... Nu poți să le aduci la orice temperatură, ca până în România. Sunt mașini climatizate și ajung în condiții foarte bune, din zeci de mii de răsaduri, dacă se deteriorează 10, 15, 20 de fire. Așa, procent bun de foarte bun, pentru reușită. Că și condițiile de transport sunt foarte bune. E foarte greu în România să dezvolți această cultură a seminței, din câte știu eu mai bine, mai mult din povești, așa. România a fost o țară care a avut câteva institute și se făceau cercetări pe planul acesta. Am avut, din păcate, unele au dispărut, altele merg, abia se târăsc, dar există și în România, am înțeles că în zona Buzăului, undeva pe lângă Buzău sau chiar în Buzău, există o bancă de semințe de legume românești și pe undeva, pe la Bacău, am auzit, am citit, nu știu exact, că ar mai exista o asemenea bancă pentru semințe. Unde sunt semințe, soiuri și hibrizi românești. Cum au rezistat serele peste iarna asta? Deci serele și în general tot ceea ce avem acolo am rezistat bine, deși trebuie să spun că am trecut prin niște clipe groaznice. Au fost vreo 6-7 zile cu temperaturi sub minus 23-24 de grade. Sera chiar vreau să o lăsăm să înghețe. Acum sera este curată, golită de tot ce a existat în seră. Deci, practic, seara, după ce roșiile sunt culese, se taie tot din ea. Este defrișată, curățată, acum se reamenajează
se verifică instalația de încălzire, se verifică instalația de alimentare cu apă, tot ce există, instalații electrice, instalațiile de comandă, tot ce există acolo în seră, pentru că în februarie începem un nou ciclu. Dar ce faceți, ce faceți cu bondarii? Ei mor. Deci ei mor. Iau ciclu de viață scurt. Am noi înțeles. În timpul verii aducem tot din Olanda sau din Polonia. Deși bondarii este dincolo. Aducem două sau trei cicluri de bondari. Ei sunt ca și albinele, au ciclu de viață un pic mai scurt. Acum, în ceea ce privește partea de animale, că am vorbit despre seră, vreau să spun că încă n-am trecut peste iarnă, încă mai sunt probleme, dar nici aici nu avem probleme, pentru că știm că vaca este un animal rezistent la frig. Chiar dacă a fost frig și în adăposturi, n-au apărut niciun fel de probleme. Au înghețat instalațiile de alimentare cu apă, le-am dezghețat în fiecare dimineață pentru că am fost pregătit, știam ce se va întâmpla. Acum totul este funcțional, e bine, am intrat pe normal. Dar apropo de aparatele de îngheț și de aparatele de lapte până la ce temperatură? Cu minus lucrează? Aici am avut mari probleme. Câteva zile au înghețat aproape toate aparatele. Cele care le-am cumpărat prima dată, în prima serie, au fost setate să... sau așa au fost construite să reziste până la minus 10 grade, inclusiv interiorul. Celelalte până la minus 5 grade, iar cele care au fost cumpărate mai aproape de zilele noastre, au înghețat, am avut probleme... Le-am dezghețat, au înghețat din nou și la un moment dat am renunțat pentru că puteam să producem pagube. Dar spre binele nostru, la un moment dat am reușit de le-am pus pe toate în funcțiune și acum funcționează, cred că 90% din ele sunt în stare de funcționare. Numai chiar cele la care au apărut defecte majore de nu s-au putut de repara la timp. Deci, practic, dacă e sub 10 grade afară, atunci el... Nu, afară poate să fie minus 15-20 de grade. Vorbesc de incintă, de interior. Da, dacă sunt minus 20 afară, da. Vreo minus 5, cred că sunt înăuntru. Da, sunt probleme. Mai apar probleme și din cauza că oamenii lasă ușa deschisă de la sticla de lapte. Se înfundă canalul, că e un canal acolo de scurgere, când mai pică câteva picături de lapte, se înfundă și canalul ăla, îngheață. Deci mulți n-au înțeles că ușa aia se închide de fiecare dată. Că de-aia este ușa. Da, de-aia este ușa. Dar am trecut și peste asta. Așteptăm zile mai bune. Noi suntem pregătiți oricum. Suntem încă pregătiți pentru zile friguroase. Cu producția de lapte, cum stați în perioada aceasta? Stăm foarte bine. În pofida faptului că au fost gerurile astea cumplite, producția de lapte n-a scăzut, din contră, a crescut. Suntem undeva la 6.000 și ceva de litri, 6.200, 6.100, 6.300 de litri. E bine în perioada asta. Reușim de le prelucrăm. Se pare că au început laptele în Europa. S-a cam echilibrat situația laptelui, că discutam acum câteva emisiuni. Că sunt probleme, erau probleme cu laptele, nu mai sunt acele probleme, s-a cam echilibrat și prețurile au crescut destul de bine, zicem noi, și sunt în trend crescător. Ne dă speranțe că va fi și mai bine și ne vom face și anul ăsta planul, așa cum ni l-am stabilit. Deci să înțeleg că preconizați o creștere și anul acesta, sau un plan aveți o creștere de producție. 100% preconizăm creștere, pentru că cererea e din ce în ce mai mare. Avem clienți și din afara fermei. Asta deci vreau să zic. Deci nu doar numai pentru dumneavoastră. Nu prelucrăm numai noi. Deja avem câțiva clienți care ne solicită din ce în ce mai mult lapte. Păcat că nu putem să le dăm, pentru că prelucrăm noi în fabrică. Dar eu zic că e bine. Dar e bine atunci când vin și prelucrez. Alții, da, sigur, când vin și alții și te roagă să le dai lapte, e bine, e chiar foarte bine. Pentru că la un moment dat chiar ne gândeam ce se va întâmpla dacă prețurile rămân așa cum au fost. Eu cred că era o mare problemă pentru toți fermierii dacă prețurile erau jos. Unii au și capotat. Dar care este prețul de echilibru la lapte? Unde
fermierul deci, român să ajungă la deci, un plus valoare. Fiecare fermier își face o socoteală cu cât produce el litru de lapte. Corect. Deci își adună toate cheltuielile, vede ce cantitate de lapte obține, împarte și vede, domnule, eu am obținut litru de lapte cu un leu. Ei, el dacă îl vinde sau îl valorifică, el trebuie să-l vândă cu un preț, leu și un pic. Un leu și un pic, să aibă și el acolo. Corect, că de-aia are afacere. Da, un mic profit. Dar la leul ăla se mai adaugă și alte cheltuieli, pentru că într-o fermă intervin fel și fel de cheltuieli. Numai leul ăla cu care se produce laptele rămâne acolo bătut în cuie. Pe parcurs apar și alte cheltuieli și atunci trebuie să... Deci, după părerea mea, laptele, dacă nu se vinde undeva la 1,65 lei, cel puțin la 1,65 lei sau peste 1,65 lei de bani litru, nu este rentabil să-l... Ori nu-i lapte, ori nu-i rentabil să-l produci. Da, nu e rentabil să-l produci, pentru că nu te alegi cu nimic. Da, da, e drept că se importa atunci când a fost problema și sub 1 lei lapte? Mult sub 1 lei și la 60-70 de bani. La 60 de bani? Tocmai de asta a ajuns și laptele românesc, care era poate de 10 ori mai bun decât cel care îl importau, marile fabrici prelucrătoare, pentru că a nostru era lapte adevărat, iar cel care îl importau era lapte, eu știu, am mai discutat noi despre componența laptelui. Fel și fel de porcării, adaosuri băgate acolo în, păi da, da, în cantități momentul, enorme de apă. Dar în momentul când tu ei prelucrează, da? Că-s fabrici prelucrătoare care probabil făceau cașcaval sau alte cele din... Nu, da, nu le trebuie o laptă de calitate. Dacă le nobilau cu uleiuri vegetale... Poți să le nobileze, da. Că nu mai... Păi eu v-am mai povestit de cașcavalul ăla care n-avea lapte. Asemăna a săpun. Deci, da, da, da. Exact, și textura și gustul era de săpun de casă. Deci e clar că laptele nu era de calitate. Acum, tehnologiile fiind așa de avansate, poate unii pot să obțină cașcaval și din alte tâmpenii. Din alte chestii, nu știm. Plus de asta că a apărut laptele ăsta vegetal, care după mine e o prostie. O păcăleală. Da, da, totuși 60 de bani comparativ cu 1,60 lei, 1,65 lei, o diferență mare. Și da. Atunci, ca și fermier român, e greu să te bați cu... Foarte greu să te bați cu danezii, să zicem, care sunt producători mari de lapte. Olandezii, la fel. Da, olandezii, da, nu sunt numai cultivatori de flori și de legume. Produci lapte. Sunt foarte buni și în zootehnie, în special în creșterea vacilor de lapte. Păi Olanda, cred că este o țară în general bazată pe... Nu mai vorbim de francezi, italieni, nemții. Deci toți sunt tari în domeniu. Și atunci trebuie să ne aliniem și trebuie să fim mai buni ca ei. Dar ei își permiteau să exporte laptele așa ieftin din cauza subvențiilor sau din cauza calității? Nu. Au fost o perioadă când nici la ei nu se vindea laptele foarte bine. După ce a dispărut cota de lapte, da, s-a produs haotic, toată lumea a produs, hai să facem mult, 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 dar nimeni n-a socotit că la un moment dat se saturează piața și ce facem cu atâta lapte. Plus de asta că a apărut laptele ăsta contrafăcut, care a intrat pe piață și le-a cam stricat socotelele la toți. Și atunci nu puteau, laptele de calitate nu putea să fie vândut pentru că se vindea laptele de proastă calitate, ieftin, foarte ieftin. Și toți marii producători, procesatori s-au aruncat pe laptele ăla ieftin ca să aibă și ei profituri mari. Mai mari. Acum au văzut că nu poți să vinzi produse lactate din lapte prost, contrafăcut prost, de proastă calitate, și s-au reorientat și vor numai lapte de bună calitate. Și atunci prețul a crescut. Și atunci prețul a crescut, s-a echilibrat în toată Europa. Eu discut, țin legătura cu mai mulți din Europa și se pare că... În Europa cam cât e prețul? Păi cam tot ca și în România. Ca România. Deci da, e un preț oarecum unitar pe zona Europa. E un preț... Deci în Uniunea Europeană se cam egalizează prețurile pentru că se face schimbul ăsta intracomunitar și se echilibrează. Dar sperăm să fie și mai bine. Pentru că încă tot nu s-a ajuns la prețul la care credem noi că ar fi bine să se vândă laptele. Păi dumneavoastră acum la plecare aveți litru de lapte la automate 2 lei sau cât e? 2,50 lei. 2,50 lei. Bun. Mulți zic, păi uite că acolo e 2,50 lei. Da. Dar dacă pui toate costurile cu automatele de lapte,
ajungi la concluzia că 2,50 la minim. La minim, e cam puțin, pentru că odată îți consumul cu curentul Corect. Electric, consumul cu întreținerea. Dacă transportul punem, laptelui de să la... Să dau un exemplu, numai dacă punem cheltuielile cu dozatoarele noastre din anul ăsta, de anul care a trecut, care au fost sparte. E câteva mii de euro pe care i-am cheltuit ca să le reparăm. Pentru că unii nemernici de bedei le-au spart și n-au găsit aproape nimic în ele. Asta e una. Doi, întreținerea, mentenanță, consumuri de curent, transport, pentru că v-am mai povestit, erau zile când făceam 3 drumuri la un dozator ca să-l atunci când e consumul mare, trebuie să-l alimentezi și mai ales vara, că nu poți să introduci cantități foarte mari. Pentru că e căldură. Apar probleme și atunci trebuie să vii de mai multe ori. Și când tragi linie și ești vezi, ca la minim. Ești acolo, în echilibru. Nu e... Da, și trebuie să le spunem telespectatorilor că laptele din dezatoare e direct lapte, adică nu e apropo de fără lapte, nicio... Am văzut niște discuții pe Facebook, nu m-am băgat în discuțiile alea pentru că am văzut că foarte mulți nu știu despre ce e vorba. Trebuie să repet până când toată lumea înțelege că laptele nostru este lapte proaspăt și de calitate. Calitatea laptelui nu vine numai din grăsime și din proteină. Calitatea laptelui vine și din sănătatea vacilor, sănătatea ugerului. Depinde de numărul de celule somatice din lapte, depinde de NTG-ul din lapte. Oamenii trebuie să știe treburile astea. Noi le analizăm, știm în fiecare zi câte celule somatice. Trebuie să știe lumea că dacă trec peste 400.000 e destul de grav. Trebuie ținute undeva sub 100.000. Să te străduiești să-l ții. Asta vin de la sănătatea ugerului. NTG-ul, vin microbii, vorba de igiena mulsului, unde sunt foarte mulți microbi. Trebuie ținuți undeva sub 20.000 pe mililitru. Oamenii nu știu treburile astea și foarte mulți pun problema că nu știm ce e acolo, că... S-ar putea să nu fie, ba unii zic, știam eu, sau știm noi că acolo... Pe zvonistică. Da. Oamenii trebuie să știe treburile astea, pentru că la noi mult să se face în condiții foarte igienice, care costă enorm de mult condițiile astea. Laptele este de cea mai bună calitate, îl analizăm în fiecare zi, trebuie să știe lumea treaba asta, că noi analizăm laptele în fiecare zi, spre deosebire de alți producători, mici producători care nu-l analizează. Eu n-am nimic cu ei, dar trebuie să le pună aceleași condiții și la mici producători ca și la... Nu știți că așa e în piața din România, nu toți suntem egali. Da. Nu exclud faptul că s-ar putea să mai apară accidente, eu știu, se întâmplă. Pentru că nici oamenii noștri nu sunt foarte, foarte atenți unii dintre procedurile ei. Procedurile care le aveți la ora actuală în fermă sunt așa bine reglementate în care deci, și dacă, accidentele care dacă apar, se respectă se toate procedurile imediat. Astea, nu există să fie probleme cu laptele pe care noi îl desfacem în dozatoarele de lapte. Da. Domnul Liviu, mulțumim tare mult, suntem la final. Ne vedem și săptămâna viitoare să aveți parte de o săptămână productivă și fără înghețuri la fermă și tot cu lapte de calitate să ne faceți bucuria la dozatoare și în magazine proprii și nu numai. Noi ne vedem mâine dimineață la 7.